Un bărbat de 43 de ani din Trestia, județul Sălaj, s-a trezit cu jandarmii în casă la 6 dimineața în urmă cu 2 săptămâni. Vereș Marcel, că despre el e vorba, povestește cum a fost săltat din pat cu câteva picioare în fund și dus la judecătoria din Șimleu, Silvaniei, unde era acuzat de furt. În momentul în care a fost prezentat în fața instanței de judecată, s-a constatat că se făcuse o confuzie. Nu era Vereș Daniel, inculpatul de 23 de ani, care locuiește la numărul 62, ci vecinul acestuia, Vereș Marcel, de la numărul 60, care din cele relatate de el nu fusese legitimat de către jandarmi. Supărat pentru ce a pățit, bărbatul, însoțit de alte 2 persoane, a depus plângere la jandarmerie pentru a se lua măsuri împotriva celor care, susține acesta, au greșit. Conform celor declarate de purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, Isaia Micle, plângerea a fost înregistrată și se vor face cercetări pentru a vedea dacă cele relatate sunt adevărate, iar dacă da, cine se face vinovat de cele întâmplate. Dacă jandarmii vor fi găsiți vinovați, vor fi trași la răspundere. Spuneți-mi, vă rog, ce ați pățit în urmă cu 2 săptămâni? M-a luat jandarmeria și fără să fiu hoț, m-a luat din pat la 6 fără un sfert. Și eu sunt la animale, la ciurdă. Și oamenii m-au așteptat să duc vitele satului și eu m-am dus, jandarmii. De ce? Nu știu. Dar de ce v-au luat? Dar m-au luat că eu crezut că sunt hoț. Și apoi eu nu sunt hoț. Și le-am spus la jandarmerie că n-am furat un act după ce m-am dus până în Șimleu Silvaniei și am ajuns în sala de judecată și pe când colo constatat grefiera aia că nu sunt hoț, m-a dus înapoi până în Zalău. Și de aceea din Zalău m-a lăsat jos. Da. Dar v-au legitimat? Sau? Nu m-au legitimat. Asta, că am avut livretul militar, cu atât am avut noroc, doamna. Păi da. Și cu cine v-au confundat? M-au confundat cu un vecin. Și apoi eu nu sunt hoț. Și pe vecin cum îl cheamă? Vereș Daniel Ioan. Și eu sunt Vereș Marian Ioan. Nu, și apoi atât pot să vă spun și m-au dus până în Zalău, din Șimleu Silvane și de aici m-au lăsat jos și au zis că îmi dă 25 de lei și când colo mi-a dat numai 10 lei. Și apoi m-au găsit un om de la noi din sat și am venit până în Jibou. Din Jibou m-am venit până pe jos și apoi m-a dus altcineva, tot de la noi din sat, până în Chendrea. Atât a fost tot. Dar ce v-au făcut? V-au făcut ceva în momentul? În timpul când m-au ridicat, mi-au dat 2 picioare în culcă să mă grăbesc, a zis un jandarm dintre ei, ăia 3, 2. Și apoi eu m-am lovit atunci cu capul de barele lor. Nu. Și apoi eu m-am înfricat că am crezut că mă duc la spital. Nu. Și apoi m-au dus până în Șimleu Silvane. Bun, astăzi ce ați făcut? Ați depus o plângere? Am depus o plângere că azi e 29 octombrie și să tragă la răspundere. Că n-am scris tot ce trebuia, dar v-am spus acum aici pe cameră. Că m-au și lovit. 3 picioare în fund mi-au dat. O trebuie să mă legitimeze, nu să mă iaie fără să nu mă legitimeze. Și apoi eu atât aștept să-mi plătească ziua de lucru. Da, pe. Cu cât erați plătit pe zi? Am 1.800.000 la animalele satului. Și pe cât gândesc că dumneavoastră, nu ce să zic, doamnă, cât să cer. Bun, ați depus plângerea și ce v-au spus cei de la jandarmerie? O zis ăștia de la jandarmerie că să aștept 30 de zile, că vine acasă răspunsul. Deci dumneavoastră cereți să fie trași la răspundere cei care nu v-au legitimat și să vi se plătească ziua pe care ați pierdut-o. Da, atâta. Atâta am pretenție. Și el e mai mic cu 10 ani ca mine. Eu sunt din 70 născut și el e din 80. Și 60 și la mine 62. Și nu am încurcat numărul căsii. Și numele vi l-a încurcat, numele l-ați avut același și numărul casei. Numele este același, dar eu sunt Vereș Marian Ioan și el e Vereș Daniel Ioan. Și el, eu am livre militar și el n-a făcut armata, nu, doamnă. Și putut să-mi-l ceară, dar eu le-am dat livretul militar, dar ei nu m-au legitimat să vadă. Și m-au luat de moca și m-au dus până în Șimleu Silvane. Și m-am speriat în timpul ăla.